A pornito. Gata, bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Din nou suntem împreună, Mărica. Și lecția de ieri așa mult, mult, mult mi-a plăcut și știu, dar am fost nerespectos și că noi am făcut rugăciunea, dar la sfârșit n-am mulțumit lui Dumnezeu pentru lecția aceea frumoasă. Așadar, haideți să facem rugăciunea și pentru să-și ține minte să și mulțumim, că e important lucru. Așa încât Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută-ne, Doamne, să facem și astăzi o lecție frumoasă. Numai Tu, numai Tu ne poți ajuta. Doamne, ajută-ne. Așa încât să ne amintim, Măriuca, că cel mai important lucru este să începem lecția cu ceea ce am făcut cu o zi mai înainte, ca să împrospătăm noțiunile. Deci, cum se intitula lecția? Mai ții minte? Mulțim de De numere. Așa. Și la titlul acesta am spus că trecem în revistă toate mulțimile întâlnite de până acum. Și prima, deci mulțim de numere, da? Mulțim de numere. Așa se notează și tu lecția. Mulțim de numere. Punem data aici. Uităm în câte suntem azi, Măriuca. Hai să facem și chestia asta. Suntem în... Dai. O pun aici pe... În 7, în 8, câte suntem azi? Nu mai știu. 8, Așa. Deci în 8. 10, A 10-a, 20, 21, da? 2021. Voi la dau clasă în nu sus. puneați totdeauna data? Ba da. Uite așa, facem Dar noi. bine, trebuia să punem, dar eu de multe ori nu puneam. Nu Ce puneați, știu? dar pe tablă era pusă data, nu? Doamna învățătoare punea data, așa Da. bănesc. Mulțim Dar de primul rând numai. mă întreba Poftim? câte le azi? Bine, de unde să știm? Întreba în câte suntem azi, nu? Da. Așa cum am întrebat eu, vezi? Păi acum pe calculator eu văd, dar acolo de unde să știu eu? Eu nici nu mai Da, știu ce pentru că zi este, dacă e marți sau ea vineri. era sinceră, pentru că și ea avea un moment așa care... Chiar este un moment când vă conectează la lecție. Este un moment de început când spune, ia să văd cât sunt acum atenți la întrebarea mea. În câte suntem azi? Și cu ocazia asta, cu toții... Dar și după aia, dacă nu știe sau nu răspundeai, zicea, tu nu știi la lecție, stai jos. Păi da. Nu Era pot să știu data. un mod... Deci era un mod de a afla dacă copiii sunt pregătiți să intre în lecție. Da? Deci așa trebuie să înțelegeți. Mulțim de numere. Am intitulat lecția Știam asta. ce zi era, că oricum, orice zi era, eu nu vroiam să mă duc la școală. Ai, draga de tine. Păi asta era... Mai ales acum trebuie să mă preocup și de dată. Hai că să spun, să știi că ceea ce ai spus tu ieri, atât de mult m-a bucurat că nici nu-ți dai seama. Știi ce ai spus, nu? Ia să văd dacă știi. Ce crezi că m-a bucurat extraordinar de mult? Ai spus tu la un moment dat ceva. Dacă tu ai fi prof, dacă profesorul ar fi ca tine. Asta, superb ai spus. A vorbit Dumnezeu prin gurița ta. Pentru că aceasta este o realitate. Din cauza asta, Prof Online a apărut, pentru că mulți copii ar vrea să afle, ar vrea să știe, dar nu au de unde. Așadar, să ne intrăm în lecția noastră și să vedem așa.
Deci prima mulțime de numere este mulțimea numerelor naturale, care începe de la 0, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. Mulțime pe care o știam încă din clasa 0, din familie. Părinții vorbesc de un măr, 7 mere, exact, 2 caițele. Deci avem cifrele acestea, 1, 0, 1, 2, 3 și le prindem pe toate într-o mulțime. Cu doar 10 cifre, cu doar 10 cifre până la 9, se pot forma combinații a acestora de putem număra cât vrem de mult. Deci noi numai 10 simboluri avem. Da? 10 simboluri. 10 cifre. Și ele, aceste simboluri, aceste desene, pentru unul, așa desenat, care e un singur obiect, 2, 3 și mai departe. 10 simboluri și când încep combinațiile, nu? 1 și cu 0 va face 10 și sau toate cele care știm. Deci, iată că... Ah, ok, am crezut că vorbea de 10 elemente de astea. Nu. Eram, stai, ce? Există 10 elemente? Pe și noi n-am vorbit de ele. Nu, deci eu am zis așa. Eu am spus că oamenii când au pornit treaba, ca să poată comunica între ei, au simțit nevoia să introducă aceste simboluri, aceste desene, aceste cifre după aceea. Dar ei spun, un singur obiect îl notăm așa, niciun obiect îl notăm cu un zero. Doi, eu fac de așa. Mi-am închipuit o poveste, apropo de chestia asta. Am închipuit o poveste, povestea cifrelor. Și este acolo, făcut pe internet, povestea cifrelor, când eram la stupină, am inventat, hai să spun așa, o poveste în legătură cu modul în care au apărut cifrele de la 0 până la 9. De acolo, doar cu acestea, putem face, să putem reprezenta... Și când o să mi-o spui? Poftim? Când o să mi-o spui? Povestea cifrelor, dar nu trebuie să o spun, că este pe internet. Dar e mai mișto când îmi zici. Îți place ție așa când zic, că acum nu ne putem... Că, povestea, știi, că te ține câteva ore. Câteva ore? Da, că sunt mai multe filme. Întreabă-l pe tata unde este acolo, că da, o găsește. Sunt mai multe filme. Nu am făcut un singur film. Cu Mihai puteți vorbări amândoi, că e foarte frumos povestea. Foarte frumos. Acum... Mă întorc și spun. Deci, cu ajutorul acestor 10 cifre, așa nu, putem forma tot felul de numere cu o lungime cât e nevoie pentru a putea să numărăm oricâte obiecte vom avea la dispoziție. Vom fi puși în situația să numărăm, nu? Să numărăm, să spunem, un număr de mere care sunt într-un copac. Nu putem numai cu aceste simboluri. Și atunci a trebuit să facem combinații cu ele. Și a apărut ideea că un 1 și cu 0 așa împreună fac 10, adică de acum asta e cifra 10-lor. Deci așa de nevoi practice, Mărica, nu e o poveste asta. Este o situație concretă, așa s-a întâmplat. Deci unul, dacă a vrut să vadă 20 de obiecte, 20 de, să spunem, de mere, atunci a spus 2 și cu 0. Deci de acum asta e cifra 10-lor. Da? Așa vreau să povestești după ce vedeți filmul, să-i spui lui Mihăiță, tu vei fi profesoara și înțelegând așa lucrurile, când îi povestești lui Mihai, va fi situația și mai important și mai bine pentru tine înțeleasă. Ne întoarcem acum la lecția noastră. Noi suntem acum în clasa a 5-a. Doar așa a venit vorba despre cum au apărut mulțimile acestei numere. Deci mai întâi numere naturale. Reușim să acoperim noi foarte, foarte mult. Dar a mai fost situații de cele în care nu te împrumuta la cineva și acele numere, am să-i dau atâta. Acele sunt numere negative pentru că În balanța, să spunem, a familiei respective sau pentru respectiv însemna o presiune. Trebuie să vadă cum face rost ca să-i dea banii aceia. Am să-i dau 10 lei. Te duci cu prietena ta la o cofetărie, să-l luați prăjituri și
și te duci, constați că tu, o prăjitură costă 5 lei și tu n-ai decât 2 lei. Și atunci spui, n-ai 3 lei să-mi dai să mă împrumuți? Ei, așa mă împrumuți, de acum rămâne pentru tine și te-ai spus, îți voi da, mâine ne întâlnim și îți voi da. Tu trebuie să vorbești cu părinții, să dea cei 3 lei ca să dai. Deci, vezi, acele sunt numere negative. Pe care și așa a apărut o altă mulțime mai extinsă, numită mulțimea numerelor întregi. Deci mulțimea mai extinsă a numerelor întregi. Ea o conține pe cea de înainte. Da? O conține pe mulțimea numerelor naturale. Dar mai adăugăm încă și acele elemente cu minus. Numerele, da? Minus 1, minus 2 și mai departe, sunt și ele tot niște numere, dar reprezintă, cum spuneam, datoria, adică deosebite de acestea. 1, 0, 1, 2, 3. Deci, iată că numerele pot fi deosebite, unele au minus în față. Și acelea, unde le facem? Și încă un moment a fost. Cum să avem noi o imagine? Nu? Pentru 2 am spus mai devreme că 2 înseamnă două, să ne închipuim două bastonașe. Da? 2. Dar tot atât de bine ele pot fi puse pe orizontal. Și atunci a apărut ideea asta. Formidabil interesant ca să ne gândim la o dreaptă, undeva să punem pe 0, să ne luăm un segment ca unitate de măsură și pentru 2 trebuie să le punem una lângă alta, nu le punem așa cum sunt aici puse, ci în orizontal. Și de asta înseamnă 1, că am măsurat un singur segment. Acum sunt două segmente, că de la 0 am pus 2, 3 și așa mai departe. Vezi? Omul simte nevoia să vadă cu ochiul. Ochiul îl ajută ca lucrurile acele pe care le stabilește să fie găsit și cu imaginea, ca un corespondent, așa, să-ți dea seama. Deci 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Deci acestea numere pe care le reprezentăm în partea asta sunt așa zise numerele, nu? Cum le vedem, puncte, nu terminat, numerele naturale, iar în partea asta la altă vom pune pe celelalte, da? Numerele negative pe partea stângă a lui 0, deci în partea nefolosită și ce înseamnă minus 1? Tot un segment, dar pus în partea stângă, minus 1, da? Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 și așa mai departe, puncte. Iată cum în clipa asta noua mulțime mai amplă, cu mai multe elemente, pe lângă le naturale încă ceva, am numit-o mulțimea numerelor întregi. Deci mulțimea numerelor naturale notată cu N, și mulțimea numerelor întregi notată cu litera Z. Da? Asta trebuie să înțelegem că ieri am reușit să intrăm, să extindem mulțimea numerelor naturale cu încă alte elemente. Cu cine? Cu cele negative și în totalitate, mulțimea asta formează mulțimea numerelor întregi. Sigur, pentru a avea numai pe cele pozitive, să mai accept, vom întâlni și așa. Mulțimea numerelor întregi și punem Z plus aici. Sau uneori întâlnim și pus Z-ul ăsta, plusul pus jos. Deci fie sus, fie jos, înseamnă de fapt exact mulțimea numerelor naturale. De Z plus înseamnă mulțimea numerelor naturale. Iar prin Z minus, da, prin Z minus, o să înțelegem toate numerele. Toate numerele negative. Perfect. Adică să le spunem ca să prietenii noștri să înțeleagă, e vorba de minus 4,
minus 5, minus 4, minus, hai să ne ducem așa ușor înapoi, minus 3, minus 2, minus 1 și respectiv ne oprim aici, z minus aici, pentru că la z plus punem numerele naturale care încep și cu 0, da? 0, 1, 2 și așa mai departe. În concluzie, z minus înseamnă să ne oprim la minus 1. Toate numerele dinspre minus infinit până la minus 1. Toate formează mulțimea numerelor negative. Acum, știi, aș insista, fiindcă ne aflăm în mulțimea asta, s-a pus problema să facem operații. Operații. Operații în z. Deci să vedem cum lucrăm cu numere de tipul acestora. Adică și negative și pozitive. Deci operații în Z, în mulțimea numerelor întregi. Ce operații? Păi ce operații? Adunarea. Adunare. Și acum facem exemple repede ca să ne amintim. Adică s-ar putea să întâlnim în calcul minus 7, minus 2. Cât? Cu cine este egal? Deci prieten egal cu minus, deci minus 9. Minus 9, foarte bine. Deci uite cât de repede ai putut răspunde. Prieten egal cu minus, dușman egal cu plus. Adică deci prieten egal cu minus, dar atenție! În condițiile în care am și 7 plus 2, eu am și varianta asta, 7 plus 2. Da, atunci normal că 9. Așa. Mă refeream la astea. Cu alte cuvinte, prietenii, dacă sunt prieteni, au semnul prietenilor. Dacă sunt amândoi pozitiv plus, amândoi negativ minus, da? Deci la prieteni întâlnim aceste două situații. Ori amândoi negativi, ori amândoi pozitivi. Sunt amândoi negativi, înseamnă că va fi minus, amândoi pozitiv, va fi plus. Și mai sunt contrare? Așa. Deci există situația, aici e la fel, nu? La fel a fost. Și acum contrare. Pentru situația de numere contrare, luăm așa, minus 7 plus 5 egal cu? Egal cu, adică, dușmani sau contrare. Da. Sunt astea cu plus, adică pozitive. Nu, contrare înseamnă așa, unul de un fel și unul de un fel. Asta înseamnă. Da, dușmane, adică. Da, da, da. Așa zic eu. Da. Deci egal cu 12. Nu, cel puternic de semnul. Pardon. Minus. Minus și acum se scad. Nu? Din cel mare pe cel mic. Da. Deci cât face? 2. Minus 2, corect. Deci, la contrare, pentru adunare, noi suntem la etapa când facem adunarea. Deci, pentru adunare, la fel, le aduni și dai semnul lor comun, adică dacă am două negative cu minus, dacă am două pozitive cu plus, dacă sunt contrare, se luptă. Și cel puternic dă și semnul. Șaptele care are... Noi de la început stabilim semnul. Pentru că, îndată îl vedem că șapte fără să mai ținem condiții. 7 față de 5 e mai mare și atunci spunem minus și se luptă și din 7 am scăzut pe 5, 2. Cu cine este egal minus, să spunem, minus 3 plus 5? Acum e cu astea pozitive. Da, semnul va fi cu plus. Nu-l mai punem că se subînțelege. 2. Plus 2, sigur că da, fără emoții. Deci când ai zis plus,
nu se mai pune, nu se mai leagă cu cineva, nu mai am operație, o cifră în față și atunci și s-au luptat, adică din 5 este scăzut pe 3 și se face 2. De fapt, știi, e 5 minus 3, e scăderea aceea care se face, 5 minus 3 egal cu 2. Deci se face încă din clasa 1. 5 minus 3 egal cu 2. Și eu aici spuneam deseori așa. Știi că învățătoarea spune 7 minus 4 egal cu 3. Spunea, scăderea nu este comutativă. Nu este comutativă. Dar dacă ar fi spus învățătoarea că în clipa în care îi schimb între ei, cu tot cu semn, să zic minus 4 plus 7, vă obișnuia. Minus 7 plus 4 face tot 3 la acela dinainte. Da? Minus 7 plus 4, adică am comutat, dar cu tot cu semn. Pe 4, da? 4 l-am pus în față, dar cu minus 4. Și plus 7, că 7 neavând pus nimic înseamnă că e pozitiv. În concluzie, dacă învățătoarea, nu numai, nu e vinovat învățătoarea, așa e stabilit pentru ca să nu se facă confuzii, se zice. Și să nu greșească copiii, nesesizând că comutarea o fac cu tot cu semn, se insistă pe varianta, scăderea nu e comutativă, adică nu putem schimba pe 7 cu 4. Că dacă l-am schimbat, zice 4 minus 7 nu se poate. Dar dacă el nu mi-a spus că 7 nici vorbă, nu a fost cu minus, ci că e cu plus. Cine a fost cu 4? Cine a fost cu minus? 4. Deci dacă s-ar insista aici, n-ar mai fi greu mai târziu. Că ușor, ușor repetând, uite, noi asta facem acum. Arătăm că în clipa în care... Eu țin minte că doamna se enerva dacă ziceam ceva de minus. Odată un coleg a zis ceva de minus, că era ceva, nu se putea. Așa, și a zis, de fapt se poate, dă minus, am uitat ce. Da. Nu discutăm de minus, stai jos. Da, vezi, grapa asta putea să fi fost finuță, învățătoarea. Sesizând că copilul acela știe ce înseamnă 3 minus 5, nu? 3 minus 5 el știe că face minus 2, probabil că descoperise undeva. Atunci profesoara, învățătoarea, de teamă ca nu cumva să fie deranjată ceea ce au spus ea până acum, că numai numere pozitive trebuie să poate, scăderea se poate dacă scăzătorul e mai mic decât descăzătul, că așa se insistă foarte tare. Nu poți să scad din ceva mai mic, ceva mai mare. Nu se poate, zici. Nu se poate, trebuie să fie descăzutul mai mare decât scăzătorul. Pentru că unde se desfășoară activitatea mărică? În ce mulțime se desfășoară toată activitatea? În numerele naturale. Da. Și rezultatul trebuie să fie tot număr natural. Și fiindcă ne desfășurăm în numerele naturale, așa cum spuneam, până în clasa a patra, iată, în America s-a sesizat chestia asta și în America mai chiar... Cred că din printre a patra, a cincea, Ana a început să vorbească și de numere negative. Deci le dă libertatea să înceapă să gândească că există și numere astea. Există și situația când tu ai datorie. Nu? Numere cu minus. Ei, și asta înseamnă că se pregătesc pentru extinderea mulțimii numerelor naturale spre mulțimea numerelor întregi. Ne întoarcem la noi. Deci, noi suntem acum cu construcția asta, mai amplă, și acum vrem să vedem în mulțimea asta amplă cum facem adunarea, indiferent, fie că sunt amândouă pozitive, uite, 7 și cu 2 fac 9, fie că sunt amândouă negative, adică minus 7, minus 2, suntem în partea asta și fac minus 9, rezultatul tot în partea asta, și unul când e așa, când e unul pozitiv și unul negativ. Deci asta e toată situația. La adunare și la toate operațiile pe care le vom face, vom întâlni secvența asta. Am două pozitive și pe astea le-am făcut. Ne plasăm, practic, în varianta în care am avut numerele naturale și știm. Și doar noutatea este când amândouă sunt negative,
Asta e noutatea. Amândouă sunt negative pentru că 7 plus 2, asta a și fost făcută deja. Când amândouă sunt negative sau când unul e negativ și unul e pozitiv. Asta e toată povestea. Deci extinderea mulțimii numerelor naturale și încercând noi să urmărim operațiile, ne pune în situația de a avea de cercetat două probleme de urmărit. Când amândouă numerele sunt negative sau unul negativ și unul pozitiv. Asta trebuie făcut. Deci era situația când amândouă sunt pozitive, ne-am rezolvat de așa. Nu poate să fie alte situații. Deci ori amândouă pozitive, ori amândouă negative, ori unul așa și unul așa. Cele, da? Deci asta e noutatea. Deci construcția, extinderea mulțimii numerelor naturale la mulțimea numerelor întregi a creat o problemă, aceea de a urmări operațiile pe care le știam. Adunarea, înmulțirea și împărțirea. Că scăderea este, de fapt, la scădere este tot o adunare. Nu aduni cu minusul ăla acela. Și de ce mi-ai spus tu? De uite ce se întâmplă. 3 plus minus 7. Este fosta scădere. 3 minus 7. 3 minus 7. Dar scăderea e tot o adunare. E adunarea cu minus 7. Da? 3 minus 7 este adunarea lui 3 cu minus 7. Care e un element din partea asta. Bun. Am vorbit despre adunare. Ce trebuie să mai urmărim? Care este operația următoare la care ne gândim? Deci adunarea am văzut. Ce reții tu la adunare? Cât sunt la fel prieteni? Dacă sunt prieteni, le adunăm și dăm semnul comun. Dacă sunt dușmani, asta trebuie să reții. Dacă sunt dușmani, semnul cel puternic. Dacă sunt dușmani, se vor lupta. Așa te gândești. Sunt dușmani, se vor lupta la adunare și cel puternic va învinge. Și dacă învinge cel puternic, atunci pune semnul celui puternic. Cât tu ai spus, chiar e formularea ta. Cel puternic dă semnul. Stabilește semnul și pe un scaz din cel mare pe cel mic. Este scris de tine asta. Ce ar urma după chestia asta? După adunare, să facem înmulțirea și împărțirea. Am presă că merg amândouă la o dată. Ia să vedem. Deci înmulțirea și împărțirea odată. Adică împreună socotindu-le. Când amândouă sunt pozitive, adică amândouă pozitive plus și plus, asta le-am făcut. Știi rezultatul. Tot plus va da și la înmulțire și la împărțire. Deci plus cu plus e deja făcut. Rezultă plus. Când noutatea este acum, asta e făcută. Noutatea este când amândouă sunt negative și unul așa și unul așa. Atâta tot. Deci noutatea în asta constă. Să urmărim când amândouă unul e așa și unul e așa, deci minus 1, unul cu minus, celălalt cu plus, egal cu răspunsul e minus. Când unul e cu plus și altul cu minus, va fi minus. Și când sunt amândouă cu minus, fac plus. Asta tot. Când amândouă cu minus, fac plus. Că dacă au făcut unul așa și unul așa și unul da cu minus și noi am făcut, am dovedit asta, când zic 3 de al de minus 2. Păi 3 de al de minus 2 înseamnă o dată, un minus 2, încă o dată un minus 2, încă o dată un minus 2, fac minus 6. Atunci când suntem două cu minus, nu mai poate fi situația dinainte tot cu minus, ci va fi cu plus. Așa am încercat să înțelegem. Pe scurt, ia încearcă tu să-mi povestești așa. Eu am să zic încă o dată, ce aștept să povestești tu prietenilor și prietenilor care vor vedea filmulețul acesta.
Până la mulțire și împărțire sunt la fel. Când sunt la fel, tot timpul dă pozitiv. Așa. Și la contrare, da, tot timpul va da cu minus. Perfect. Deci pentru mulțire și împărțire e rezolvată deodată. Când sunt la fel, ai plus, când sunt contrare, minus. Da. Ai rezolvat, îți dai seama, le rezolva pe amândouă și mulțirea și împărțirea deodată. Iar la adunare, povestește pentru adunare. Iar la adunare, cel mai mare dă... Bine, când e la fel, deja știm. Spune-le că nu știu. Când sunt pozitive, știu, dar când sunt negative... Când sunt negative și sunt la fel, se copie, dacă e cu minus, pune minus în față. Dacă e plus. Așa, se pune semnul comun al lor, da. Și după aia adună. Și le adunăm, sigur că le adunăm și punem semnul lor comun. Minus și le adunăm, minus și le adunăm. Îs pozitiv amândoi ca și înainte, ca în mulțimea numerelor naturale, care știați, așa le spunem. Când îți disemnă contrare? Când sunt contrare, cel mai mare dă semnul. Corect, foarte bine. Cel mai mare dă semnul și pe urmă începe lupta. Adică fără să mai ținem cont de semn, din cel mare... După aia, deci, da. Cel mai mare dă semnul, apoi scădem din cel mare, cel mic. De cel mic, corect. Bine, e perfect. Asta, dacă noi reușim să prindem esențialul din discuția asta, adică cum ne comportăm în situații la adunare, la fel, semnul e la fel cum sunt cele două. Ori pozitiv, ori minus. Când sunt contrare, la adunare vorbesc, când sunt contrare, cel puternic, cel dă semnul, cel mai mare dă semnul și când nu scădem, că se luptă între ele. Iar la mulțire și la împărțire e atât de simplu. Când sunt contrare, dă minus tot timpul, când sunt la fel, dă plus. Și terminată toată filozofia cu semnele. Da? Și acum hai să facem un exercițiu. Încă ceva mai care a fost ieri stabilit. Mulțimea numerelor naturale, faptul că se găsește perfect în mulțimea numerelor întregi, am introdus acest simbol inclus, da? Inclus. Acest U culcat. Este un pic mai sus tabla. Acum se vede, da? Da. Deci N inclus în Z. Da? N inclus în Z. Am clarificat, că o și vedem. Deci simbolul nou este ăsta de incluziune. Nu spunem aparține, că nu e un singur element, ci mai multe. Și atunci am folosit întreaga mulțime a numerelor naturale, o văd toată bucata aici. Deci eu zic, N este inclusă în Z. Deci simbolul ăsta între două mulțimi se stabilește. De simbolul de incluziune, da? Semnul ăsta, deci, presupune o legătură între două mulțimi. Dar trebuie să se întâmple ca toate elementele de aici. Deci toate de asta din N trebuie să le vedem dincolo. Adică Z trebuie să conține, e mai mare, e mai amplă. Conține toate elementele lui N și încă ceva în plus. Și încă ceva în plus. Bun. Și acum, hai să facem o problemă. O mulțime. Să găsim o mulțime care spune așa. Să se determine. Nu am mulțime, că suntem, cum să spun, foarte
atenți la șmecheria asta. Deci, suntem de acum atenți că noi mai știm o mulțime. Până acum numai ien. Dar acum zic așa, să găsească mulțimea mare, care e egal cu toți acei X din Z, opa, X din Z, adică din mulțimea asta care am vorbit acum, pentru care 8 supra 3X plus 2 să aparțină lui Z. Deci acum suntem în etapa când lucrăm în mulțimea asta mai amplă. A încercat toți X și din Z? Nu vine, că sunt foarte mulți. Nu terminăm problema asta niciodată. Ci trebuie să ne interpretăm proprietatea. Trebuie să aflăm divizorii lui 8. Divizorii lui 8, da? Deci să zicem, 8 supra, să scrie de sub, 8 supra 3X plus 2 aparține lui Z, dacă și numai dacă, ai spus tu mai devreme, dacă și numai dacă, 3X plus 2 aparține mulțimii divizorilor, mulțimii, hai chiar să zic așa, D divizorilor lui 8. Și aceștia sunt. Care sunt divizorii lui 8? Stai un pic. Dacă faci și în parte din Z, punem și alea cu minus? Asta e! Foarte bine! Bravo, măi! Aici era momentul. Aveam emoții, suntem dacă te... Vezi cum ți-am comunicat? Acum eu ți-am comunicat, m-am gândit foarte tare, foarte puternic la tine și am ajuns la tine. Și tu imediat ai răspuns. Cred că asta vreți să... Cred că la asta se gândește. Și cele negative. Adică tu știai 1 și 8, le puni pe ăsta ca să terminăm cu astea pozitive toate. Da. Deci 1, 8, apoi altă pereche. 2, 4. 2, 4. Acum, minus 2. Sigur că da, hai să o luăm de la început. Minus 1, minus 8. Deci încep de la început toți ăștia care ai găsit, dar cu minus acum. Minus 1, minus. Deci după ce găsești pe ăstea pozitiv, începe să iei de la capăt, dar îi pui și cu minus. Deci minus 1, minus 8, apoi minus 2. Și minus 4. Data trecută ne opream la 1, 8, 2 și 4. 1, 8, 2 și 4. Acum, fiindcă să lucrăm în mulțimea mai extinsă, în Z am și divizori de ăștia. Și cu minus. Minus 1, minus 8, minus 2, minus 4. Deci se poate ca la numitor să fie minus 1 și bine. Poate să fie minus 2 și bine. Să fie minus, că 8 se împarte la minus 2. Și o să vedem că face 4. O să vedem toate chestia asta. Aici a fost momentul în care eu am dorit neapărat să te atenționez că în condițiile acestea, când ne-am extins activitatea în mulțimea asta, avem toate variantele acestea. Și acum o luăm pe rând. 3x plus 2 egal cu cine? Stai. Cu primul divizor. Egal cu 1. 1, corect. Echivalent. Echivalent cu 3x. Da. Egal cu minus 1. Corect. Minus 1. Adică echivalent cu x egal cu? X egal cu...
minus 1 supra 3. Da? Deci împărțim totul prin 3, practic. Și aici 3 împărțit la 3 dispare, x-ul dispare coeficientul ăsta 3 și rămâne minus 1 pe 3. Dar despre x unde vreau să fie? X-ul din ce mulțime? Era spus. Z. Din Z. Și fiind vorba de Z, îmi pare rău, dar minus 1 pe 3 din Q. Și noi ceream să fie din Z. Deci aici din cele două înseamnă că nu îl putem lua. Minus 1 pe 3 nu aparține. Deci x egal cu minus 1 pe 3 nu aparține lui Z. Deci nu e întreg și nu îl putem lua. Deci nu putem lua mulțimea, cât doar x și din Z care făceau fracția întreagă. Deci mergem mai departe. Dacă ne-ar fi dat un întreg, aș fi fost foarte bucuros. Trebuie să tai e-ul. Ai zis x aparține lui Z. Noi așa am avut pretenția. Pretenția era că x aparține lui Z. Și e contradicție. Deci cerința că x aparține lui Z, care era, și cu asta că nu aparține, ăsta nu aparține, e o contradicție. Că minus 1 pe 3 nu aparține. Și cum noi trebuia să fie, ceream să aparțin lui Z, nu îl putem lua. Asta am vrut să spun. Am adăugat cerința. Deci ținem cont de cerința. Aceasta că x aparține lui Z. Dacă spuneam x aparține lui Q, o luam. O să facem și chestia asta. Deci o să modificăm un pic și imediat îți dai seama. Mergem mai departe. Luăm varianta că 3x plus 2 egal cu cine? 8. Echivalent.